anunțul care cutremură toată Europa. Vestea cumplită venită chiar de la vârful NATO va fi un dezastru. Va fi un dezastru pentru Ucraina. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantică a venit cu un avertisment dur în cadrul sumitului din Egipt cu privire la războiul din Ucraina. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a declarat în cadrul summitului COP27 din Egipt că Ucraina nu poate fi forțată să accepte condițiile Federației Ruse. Dacă țara condusă de Volodimir Zelenski va accepta concesii, acestea vor alimenta ambițiile Rusiei. Dacă Ucraina acceptă cererile Rusiei și acceptă că Rusia poate avansa în continuare și anexează teritoriile, va crește riscul ca Rusia să atace iar și iar, a declarat Jens Stoltenberg. Acesta a mai spus că dacă Rusia va reuși, prin forță brută, să realizeze ceea ce își dorește, atunci lucrurile nu vor sta deloc bine pentru Ucraina. Dacă Rusia este capabilă să folosească forța brută pentru a realiza ceea ce își dorește, cu siguranță va fi un dezastru pentru Ucraina, dar ar putea fi și periculos pentru noi toți pentru că asta ar însemna că folosirea forței brute este modalitatea de a atinge obiectivele politice și de a obține controlul asupra țărilor vecine, a spus Jens Stoltenberg.